Peste 20.000 de persoane vor beneficia de servicii medicale moderne în Comuna Crasna, grație unui program de modernizare și extindere a rețelei medicale de la nivel local. Serviciile vor putea fi asigurate în cadrul programului privind modernizarea și extinderea sistemului medical din Comuna Crasna. Am făcut foarte multe modernizări, cum ați văzut, aproape că are o altă față, prin surse financiare obținute prin Ministerul Sănătății și prin fonduri europene. Chiar acum avem o investiție, eu zic, foarte importantă, de 22 de miliarde de lei vechi, deci 2 milioane 200 de lei, din care o să modernizăm ambulatoriul spitalului și atât pe partea de construcție, cât și pe partea de dotări cu aparatură ultramodernă, cu care să putem într-adevăr veni în sprijinul cetățenilor să deservim cu brio această zonă, zona Văii Crasnei, deoarece ultimul spital până și către județul Cluj este doar la Huiedin. Da, sau Zalău sau Șimleu. Acest ambulatoriu unde funcționează? La spital sau? Da, va funcționa în cadrul spitalului local, unde se va deschide acum cât de repede și o secție de boli paliative. Programul urmărește inclusiv atragerea de medici prin modernizarea unităților medicale existente la nivel local, atât cu fonduri locale, cât și prin investiții cu bani europeni sau prin contribuția Ministerului Sănătății.